vreau să vă întreb din ce bani este finanțat Partidul da. Național Moldovenesc da. pe care l-ați fondat da. vreau să menționez aici în declarația de avere am văzut că ați indicat venituri aș spune destul de mari de la o organizație non-guvernamentală care apără drepturile copiilor sunt da? no, două, două, două. două. Acolo... una e din Irlanda și o, o, o companie și jumătate de an am lucrat mm -hmm. în Republica Moldova mm -hmm. 659.000 de, da. de lei pe an. Da? Da. da. E mai mult de acolo sau de acolo? Bani. Uh, din 10. Irlanda sau din Moldova? E cam în jumătate. Nu în principiu, eu am făcut în aproape 30.000. Vă, de mii vă de finanțați euro. partidul personal? Din bani personali? Din ce bani? Uh, Fiecare leu care l-am investit la fondarea, la constituirea partidului, pentru că noi lumea trebuie să cunoască că abia în martie am fondat uh, oficial uh, Partidul Național Moldovenesc, chiar dacă e un partid istoric din 1917. Eu am finanțat tot ceea ce, ce, ce a însemnat construcția partidului. Ulterior, treptat, la fel, eu duc în mare parte povara financiară da? din banii pe care i-am strâns în străinătate, dar am deprins sau am, am, am format acest mecanism de cotizații prin care membrii de partid cotizează lunar. Nu sunt bani mari, recunosc, sunt bani mici, dar nici noi nu suntem la etapa în care să avem nevoie de milioane. Noi avem lunar un buget care ne este confortabil pentru cheltuielile de rutină, de rețele sociale și de tot ceea ce înseamnă documentație, birotică, etc. Deci noi nu suntem încă la etapa în care să avem Cât nevoie de milioane. Cum? Cât se ridică cheltuielile lunare? Dacă puteți estima. Cu tot, cu, da, în jur la 10.000 de lei, 12.000 de lei. Acum în campanie, la fel, am strâns înainte de campanie și am și dat la CEC raportul că mergem cu 35.000 de lei, este bugetul nostru pentru campania locală. Da, sunt banii pe care colegii din partid și eu am contribuit la... Bugetul nostru, totul este absolut transparent. Sunt într-o strânsă comunicare cu Comisia Electorală Centrală pentru că vreau să servim un exemplu că un partid poate fi cinstit și că politică în Republica Moldova poți face și cu bani puțini. Domnule Albu, reprezentați Partidul Socialiștilor și vreau să vă întreb în acest context dacă. Prezența alături de dumneavoastră în campanie și pe materialele publicitare a domnului Igor Dodon. Credeți că vă oferă un avantaj sau un dezavantaj în calitate de candidat? Pentru mine, orice membru a echipei este un avantaj. Domnul președinte a fost cel care a fondat acest partid, el a fost persoana care ne-a susținut pe noi în multe decizii care ne-am luat. Uh, și de ce? Eu nu văd o problemă, eu consider acest lucru normal, ca uh, conducerea partidului să fie alături de candidații care sunt înaintați. Avantaj, dezavantaj? Sigur că avantaj. Ar fi fost el un candidat mai bun? Uh, știți, întrebare rezonabilă. Uh, lând în considerare că el a fost uh, și președinte de țară și ministru pe economie, eu sunt sigur că are o practică foarte bună în spate și ar, ține face, ar face față la astfel de post. Domnule Urâtu, am vrut să vă întreb și despre partidul al cărui președinte sunteți, Partidul Voința Poporului. Este acesta un partid de familie? Vă întreb în contextul în care anterior ginerele dumneavoastră, Teodor Cârnați, fica dumneavoastră, Marina Cârnați, a candidat pe listele acestui partid la scrutinea anterioare. Și în completarea acestei întrebări, dacă desfășoară activități și în afara campaniilor electorale? Deci, în primul rând, vreau să spun că Teo nici nu este membru de partid, Marina este membru de partid, este membru biroului. Uh, ambii sunt, uh, eu cred că, profesioniști pe care, de care are nevoie Moldova și societatea. Uh, Teo este doctor habilitat în dreptul constituțional, este și doctor în economie, este profesor. Uh, Marina este candidat în uh, științe juridice. Și este mama a nouă copii. Deci au experiență suficientă ca să înțeleagă ce de ce are nevoie societatea, care sunt problemele familiilor cu mulți copii, care sunt problemele celor săraci, care sunt problemele studenților, elevilor și așa mai departe. Nu vedeți un, nu știu, și situație de eu, conflict de deci interese? Sau... Nu numai că nu văd, din contră. În 2019, când Teo Cărnaț a candidat la funcție de primar general, el a fost rugat să vină, fiindcă avea o imagine bună în societate și a fost rugat să vină să ne reprezinte adică noi l-am solicitat că el să vină să, să meargă în calitate de primar, s-au găsit atunci persoane care, asemenea întrebări care a dat-o dumneavoastră, că eu nu vreau să lucrez la familia Cărnaț sau familia Urâtul. Deci crezând, adică asimilând partidul cu ăsta. Și trebuie să, spunem că în scrutinul respectiv, Teo a luat cele mai buni. Dacă ținem cont că partidul abia se creasem în 2018, și în 2019 noi deja participăm, deci s-a luat uh, un scor destul de bun pentru uh, zicem, și situația creată. Și aveți și, și în afara campaniilor. Și doar? acum, <laughs> în uh, anul acesta, Teo cărnați de asemenea, a fost invitat, dar s a dat acordul, trebuie să recunoaștem, partidul nu are bani și el a pus data trecută bani din contul familiei, Acum a venit și s-au găsit de asemenea că e și iar Teo, că el atunci nu a luat numărul necesar de, de voturi. Atunci, bine, renunțăm la, da? Steu a plecat, îi propunem celui oponentului. Hai să fii tu. Din cadrul partidului. Din venit, cadrul partidului, da, un băiat care, da, are studii tehnice, ar putea să fie tehnocrat bun, poate și după complexe este destul de, de impunător, așa, ar putea să fie nu mai rău decât să fie mai așa, cel puțin la exterior. Însă a refuzat. Și atunci, Aveți activități și atunci în afara campaniei? Repet, să Să merg eu. Deci, activități în afara partidului, desigur că avem. În afara campaniei da, campanii electorale, desigur că avem. Domnule Codreanu, dumneavoastră ați fost numit viceprimar în 2017, 17, iar da. în 2018 ați semnat singură o dispoziție prin care v-ați numit primar interimar. Cât de corecte vi se par? Aceste numiri ale dumneavoastră, în acel context în care capitala era condusă de Silvia Radu, pe care ați urmat-o apoi în funcția de, de primar interimar, și care, după câte se cunoaște, era, nu știu, controlată, influențată de Partidul Democrat, condus atunci de Vladimir Plahotniuc. Mulțumesc pentru întrebare. Mi-a fost adresat foarte des parcursul și campaniei anterioare. Uh, Ruslan Codreanu împreună cu echipa din care facea parte și Oazul Antoi, și Alan Imerianco, și Victor Lutenko, și Ion Ștefănița, a fost votat de 35.000 de consilieri spre resibire de doamna pe care ați menționat -o. Eu eram consilier municipal și eram a treia fracțiune cea mai mare. Dispoziția la care faceți referire nu a fost decât un act administrativ pentru trezorărie, pentru că ei nu înțelegeau că sunt doi viceprimari, ministrul Grozavu și Ruslan Codreanu, și care dintre ei are atribuții de a semna actele trezorăriale ca oamenii să-și primească salarii, ca să putem plăti asfaltul, ca să putem, să, putem plăti alte indemnizații care erau. Deci a fost un act pur administrativ pentru trezorărie, el în alt, în altă parte nici nu a fost vehiculat și nu a fost trimis. Atunci vorbeam și cu ministrul finanțelor, era o neclaritate și în lege. Dacă sunt doi viceprimari, cine dintre ei exercită atribuțiile de interimat? Și nu putea celălalt viceprimar să semneze? Nistor Grozavu a scris o cerere că el refuză să accepte funcția de interimar și atunci, de drept conform legii, trebuia să o primesc eu, acelălalt viceprimar. Dar legea nu prevede astfel de de clauză. Și pentru trezorerie și pentru trezorerie era important un act administrativ, pur administrativ. Pentru că după asta au urmat și controle de la Inspectoratul Fiscal și de la Curtea de Conturi, nimeni nu a contestat documentul. Era un act pur administrativ pentru trezorerie ca să vadă cine are drept de semnătură. Atât, tot. Nu putea, nu trăim în junglă, îmi cer scuze ca să zic că vine cineva în fruntea primăriei și se numește singur pentru act. Ar fi foarte banal. Ori eu am o carieră de 20 de ani în spate și nu mi-aș fi permis astfel de glume. Uh -huh. A fost atunci primăria sub influența PD-ului și a lui Plahoniuc? Nu cred că eu, sub influența pe Deolo și al lui am construit grădinițe, drumuri, am cumpărat autobuze și tot lucrurile care le-am putut face într-un an de zile strict din banul public și municipal. Domnule Prohnițchi, vă spuneam, avem și o întrebare personalizată da. pentru dumneavoastră. Sunteți liderul unui partid cu mesaj ecologist, înființat încă în 1992, dacă nu greșesc. Da, corect. De ce nu ați reușit să ajungeți în Parlament, de exemplu, cu această formațiune. Și de ce credeți că. De ce nu ați reușit să promovați problema de mediu la nivel de dezbatere națională până în prezent? Partidul Verde Ecologist mereu a fost pe prima linie și se referă la protecția mediului, la problemele de, care rezultă din schimbările climatice, din crearea unui mediu curat. Trebuie să recunoaștem că cetățenii Republicii Moldova, pe parcursul a mai multor ani, au căzut pradă promisiunilor populiste a unor lideri politici care nu aveau în prim plan interesul țării, dar aveau îmbogățirea lor despre ce vorbesc și condamnările care au avut loc. Noi, Partidul Verde Ecologist, vom continua această luptă și vom informa cetățenii, ei vom îndemna să ne voteze, precum o fac și cetățenii din țările europene, unii cetățenii noștri activează, locuiesc și le place cum este acolo. Eu cred că... Trebuie să uh, nu uităm că, în afară de beneficii economice, eu știu, uh, tancuri, avioane și submarine care ne sparie toată lumea, este și protecția mediului care influențează asupra stării sănătății și asupra viitorului nostru. Dacă în 2015 domnul Plahotniuc ar fi ajuns prim-ministru, credeți că Republica Moldova ar fi fost o țară mai prosperă? Ar fi fost exact. Vă întreb... În contextul în care uh, dumneavoastră ați semnat pentru ca domnul Placăniuc să fie atunci numit prim-ministru. Eu uh, nu am votat uh, nimic în Parlament din ce uh, a, a fost contrar uh, de deci legislație, numiri în funcție procurori, precum Sclevadă, Vieru, eu am fost cel care m-a retras mai devreme din acea majoritate și acest lucru poate fi confirmat și de alți colegi care erau atunci în pld de inclusiv și doamna Ciobanu și domnul Cobzac în mare parte eu am fost autonom în deciziile pe care pe care luam în activitatea parlamentară și chiar am criticat pe locuri despre unele proiecte de lege care, care erau votate de atunci eu cred că ar fi fost exact la fel, s-ar fi terminat exact la fel cum s-a terminat și cu uh, guvernul Filip pentru că, în mare parte, acel guvern era a Partidului Democrat, și deciziile care au fost luate erau luate, în primul rând, la Partidul Democrat. Indiferent cine ar fi fost prim-ministru, finalitatea ar fi fost aceeași. Doamnă Popova, candidați din partea Partidului Patrioții Moldovei, care este condus de domnul Garbuz, în 2021, dumnealui propunea un referendum de unire a Moldovei cu Rusia. Uh -huh. Dumneavoastră, susțineți această idee, și de ce? Я не, скажем так, не говорю, что я или поддерживаю, или отказываюсь, или что. И вообще, в принципе, это было больше, наверное, не на то, чтобы мы присоединились. Это была идея для того, что есть вариант как присоединение к Румынии, Партия патриотов Молдовы показала, что есть и альтернативная вариация, как, скажем, дружба, да, как объединение. Не объединение, а, скажем, подружиться. Вот знаете, как в советское время, когда были союзы. Потому что, посмотрите, вот за время последних 30 лет что мы построили сами? Какие заводы, какие театры, какие школы, ничего. Все, что на сегодняшний день мы имеем, мы имеем благодаря, скажем, нашим родителям, нашим предкам, нашим гражданам, которые вре во время Советского Союза как раз-таки все это построили. Да, идея стала моей сустенцем в контексте развоя Луи-Руси На сегодняшний день, нет, на сегодняшний день мы придерживаемся именно молдовинизма, именно непосредственно нашей истории, чтобы воспитывалась наша культура. Культура Молдовы, наш язык, наши обычаи, наши традиции. А дружить можно, скажем, знаете, с разными странами. Не обязательно враждовать. Я за мир, и мы все, я думаю, за мир для того, чтобы могли расти наши дети, да, развиваться и процветать. Сегодня, скажем так, так как я иду на должность примара, меня не столь интересуют политические вопросы, потому что это уже скажем владение тех людей которые находятся выше это парламент это правительство это президент моя задача как хозяйственника сделать сегодня uh, то чтобы комфортно было людям жить решать их вопросы которых накопилось гораздо больше чем я буду заниматься политическими вопросами. политическими вопросами будем заниматься тогда когда будут дебаты на предвыборной кампании в парламент врубить так ведь его Votată primar, uh, veți fi, cum ve, veți putea fi un primar al tuturor în condițiile în care nu vorbiți în limba română? Uh. конечно же, я буду общаться, да, скажем, в рамках того, что я сейчас говорю на русском языке, я хочу, чтобы меня услышали все. Я уверена, что граждане, которые говорят на молдавском языке, владеют отлично русским языком, больше, чем уверена. И русский язык, он является межнациональным для общения. Но я знаю, что есть русские граждане, горожане, которые не понимают молдавский, поэтому на сегодняшний день Eu doresc să mă înțeleagă toată lumea, de aceea vorbesc în limba rusă. Domnule Ion Purice, sunteți candidat al Partidului Liberal, partid care promovează ideea unionistă. În acest context vreau să vă întreb cine a compromis ideea unionistă în Republica Moldova? Din contra, eu consider că ideea unionistă s-a menținut Până în ziua de astăzi, datorită Partidului Liberal, care încă de la 90 încoace promovează acest ideal, promovează adevărul istoric de compromiterea a unirii cu, cu România, bună oară, toți o bună parte din actualii politicieni care au plecat din Partidul Liberal. Și dacă vreți să vă, vă fac o listă imediat, au făcut câte 5-6 partide. Și totodată au făcut diferite blocuri, care au văzut cum funcționează, fiecare cu ideea sa, fiecare cum vede el unirea, dar în mare parte unii sunt doar niște actori trecători care nu înțeleg, în esență, cum am putea noi să, să unim acest curent unionist. Și, bună oară, de asta există și Partidul Liberal, din, din care fac și eu parte. În da, perioada când, de exemplu, domnul Gimpu făcea alianța cu domnul Plahotniuc, a fost și asta o, o de, pată de imagine? Da, bă, cineva consideră acest lucru că a fost o pată de imagine, dar eu consider că actuala guvernare face exact politica Partidului Liberal, fiindcă, cu cât mai departe de Moscova, și de Federația Rusă cu atât mai bine pentru cei cetățenii și locuitorii în general a capitalei și a Republicii Moldova. Fiindcă dacă nu era acea alianță cu ei, atunci nu știam, se venea la guvernare, zicem, partidele de stânga și nu știam cum se rezolva acest conflict și acest război crâncen și teribil care are loc în Federația Rusă de aia. A fost o alianță de conjunctură, bună oară, actuala guvernare făcând alianțe cu socialiștii, care este diferența? noi am vrut să menținem cursul european al Republicii Moldova de aia s-a luat la acea etapă această decizie. Sunteți, după cum spuneam, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de domnul Ion Chicu, fost prim-ministru. În ultima perioadă am văzut că organizațiile teritoriale ale fostului Partid Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, au trecut la partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Este un continuator al Partidului Democrat și dacă în acest context are vreo influență domnul Plahotniuc în cadrul partidului dezvoltării și consolidării Moldovei. Da, am auzit această întrebare, nu de prima dată, la ultima parte întrebării, definitiv nu. Nu știu dacă cineva din chiar și organizații teritoriale sau unii membri din organizații teritoriale foștei a mai au contact cu domnul Plahotniuc, Personal de la da nivel central, noi n-am fost membri PD-ului și nu avem aceste contacte. Știu că vorbiți despre două, două organizații teritoriale, Glodeni, care au trecut, dar nu ca o organizație, să știți, dar ca membri a fost organizație pd ca persoane fizice separate, au trecut la noi. Și uh, Florești, dar ați văzut și la Florești, mai puțin de jumătate de localități, au uh, trecut la noi ca primari, uh, președinte de Consiliul da, Regional, dom, domnul, domnul și atât mi-mi se pare pe, to pe toată, țara. Și noi nu putem spune că din cauza acestor două cazuri, dar din nou vă spun asta, nu au fost ca partid sau subdiviziunea partidului sau o venit la alt, sau derat la alt partid. Mai mult asta au fost și discuții că tare au fost individuale cu actual primari, membri Consiliilor raionale și președinți Consiliilor raionale. Că pentru mine știți cum care nu prea înțeleg. Dintr-o parte Influența, suntem influențați de fostul liderul epidemiei, din altă parte ne spun că sunteți mâna Moscovei, că am trebuit cumva a depus această separare, să știm ce argumente să aducem data viitoare. Domnule Munteanu, reprezentați partidul noi. Noi. Noi Moldova. Am înțeles. Vreau să vă întreb, iată, în 2022, la alegerile parlamentare anticipate, partidul Noi l-a inclus pe liste pe Cristian Rizia. Da, mulțumesc de această întrebare. de ce s-a luat această decizie, dacă ați susținut-o și dacă credeți că a fost o idee bună? Deci, în primul rând, eu cred că aceasta nu a fost o idee bună, dar eu sucut că, eu sucut că orice formațiune politică, orice om de altfel, într-o cultură care evoluează într-o manieră corectă, într-o direcție corectă, orice om trebuie să aibă dreptul, vreau să zic, de a se remedia, de a-și remedia reputația, de a-și remedia, vreau zic, imaginea publică, cu atât mai mult când merge vorba despre un partid politic. Eu cu Rezia personal nu m-am întâlnit niciodată, îl cunosc doar din spațiu public, am auzit ce s-a întâmplat cu dumnealui, am înțeles stilul dumnealui de a de acționa, dar mie mi s-a propus să ader la partid mai târziu după ce Rezia fusese deja plecat. Așa. Deci, de aceea eu zic o chestie. cu ating... imaginea unui partid care l-a pus pe Rizea, Da, pe... dar eu sucot o chestie este... că echipa, publica, echipa partidului are dreptul de a-și remedia imaginea publică. Adică cu alte cuvinte, eu chiar rog frumos, pentru că în discuțiile cu privire la precedentul uh, partidului, eu am spus în felul următor. Stimați prieteni, dacă acceptați și au, mă susțineți că eu să promovez viziunea mea politică, care o văd cu privire la municipalitate, cu privire la viziune, economia uh, națională, etc., etc., atunci cum lucrăm. Dar dacă cumva aveți dubii și încercați cumva vă zic să impuneți o eventuală agenda ascunsă, mai bine spuneți-mi din start și atunci nu colaborăm. Și mi s-a promis că nu va fi agenda ascunsă. Așa că, uh, cu privire la aceasta, mie mi se pare absolut corect și feresc. Deci, odată ce echipa din partid a decis că mă susțin pe mine, pentru că noi am discutat înainte de aceasta, pe diferite teme inclusiv, și dacă echipa a decis că mă susțin uh, cu viziunea mea strict economică. Da? care eu o propun și vreau să o promovez, deci eu am zis că această șansă poate fi folosită. Dar totodată, dacă eu mă asociez astăzi în ziua de azi cu partidul, deci eu mă asociez pe segmentul din momentul în care am hotărât să ader, dar nu mă asociez vreau cu dimensiunea fostei colaborări între Rizia și, și partid. Deci eu cred că mi se pare absolut plauzibil și logic. Domnule Brânzaniu, în 2019 ați acceptat să lucrați împreună cu Ion Ceban cel care a candidat din partea unui partid prorus, a fost purtător de cuvânt a unui președinte prorus, Igor Dodon, sub conducerea lui Ion Ceban, ați fost pretor la Buiucani până în 2022, până în martie, dacă mi amintesc corect. De ce ați acceptat această colaborare în contextul în care vă declarați pro-european? Sunt uh, pro-european, sunt pro-român uh, prin definiție. Adică viziunile mele ce ține dezvoltarea Chișinăului cred că sunt afară, dar sunt viziunile mele. Cred și am, nu că am acceptat. Eu eram în funcție când domnul Ceban a venit. Dar a ați știga. continuat Am a continuat laborarea. activitatea. Cred în continuare primăria pentru a fi eficientă trebuie să fie în afara politicului. În primărie, în administrația locală trebuie să vorbim de specialiști. Nu am făcut niciodată, nu am fost implicat niciodată în procese politice. Am lucrat cu toți primarii de la 90 încoace, inclusiv cu Serafim Urechean, cu Dorin Chirtoacă și cu Ceban. Cred și să rămân ferm în convingeri că o primărie eficientă este o primărie în afara politicului. Tocmai de asta eu mi-am mi -am făcut meseria, mi-am făcut-o destul de, de bine, iar viziunile politice nu m-au interesat. Domnule Chironda, avem și o întrebare personalizată. Vreau să vă întreb de ce ați acceptat să colaborați cu Ion Ceban atunci când v-a făcut oferta să fiți viceprimar? Păi am explicat asta de foarte multe ori și mai nu, nu mi-e rușine să mai explic o dată. Eu am candidat la alegerile din 2019, am avut un program, am avut o campanie electorală și am Promis oamenilor că voi merge la primărie să mă ocup de soluționarea problemelor, pentru că știu cum și vreau să le soluționez. După aceste alegeri, am acumulat uh, peste 6.000 de voturi care mi-au oferit o funcție de, uh, deci în Consiliul Municipal, și după turul 1 am primit oferte de la ambii, ambii candidați care au ieșit în turul 2. Cu aceeași ofertă, deci cu aceeași propunere, să vin să fiu viceprimar pe domeniul respectiv, pentru că așa au spus ambii, că eu am demonstrat că cunosc domeniul și știu ce trebuie de făcut. Le-am expus și asta am spus public atunci, că accept propunerea ambelor candidați, pentru că pe mine mă interesează să vin să lucrez la primărie pentru Chișinăuieni nu pentru unul sau altul. Eu nu am fost viceprimarul lui Ceban, eu am fost viceprimarul municipiului Chișinău. Funcția așa se numește, este o funcție publică plătită din bani publici și am mers acolo să lucrez pentru cetățeni. Ați lucrat în subordinea domnului timp Ceban? Cât am lucrat acolo, mi-am făcut atribuțiile exact cum prevede legea și în momentul în care am s-a am, încercat să fiu impus să încalc această lege, am refuzat, am făcut aceste lucruri publice și am fost demis chiar de Ceban, care în loc să țină partea mea, poziția mea să mă susțină, a preferat să susțină poziția mafiei imobiliare. Atunci am înțeles că nu mai putem colabora, dar nu mi-e rușine să spun acest lucru, am mers la primăria Chișinău să lucrez pentru Chișinău și același lucru planific să fac și după aceste alegeri. Domnule Burlacu, reprezentați Partidul Liberal Democrat condus de domnul Vlad Filat și vreau să vă întreb în acest context dacă um, imaginea liderului PLDM, Vlad Filat, credeți că vă este favorabilă în această campanie? 100%. Nu numai că este favorabil, dar uh, 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 anume... Prin faptul că uh, uh, sprijinul și rugămintea, bine, să spunem, uh, inițiativa de, de a veni aici a fost a domnului Vlad Filat, a avut un, un caracter. Uh, definitoriu n-am hotărât să vin pentru că Dumnezeu lui mi-a făcut oferta eu am cam în jur de două săptămâni m-am gândit am vorbit și cu familia, am uh, analizat tot ce înseamnă anume impact și pe pe zona aceasta eu vă spun un singur lucru și cu asta uh, o să vă fac să înțelegeți uh, niște lucruri elementare în București sunt șase primari și un primar general uh, trei dintre ei uh, sunt la treilea sau la patrulea mandat Uh, Unul a apărut în, cu amanta, filmat nu știu unde, nu știu cum. Altul are vreo 3 sau 4 dosare penale. Toți uh, cei 3 uh, sunt de la partide politice diferite, chiar uh, diferite de unde provin eu ca și ca partid politic din, din România oamenii vin și votează pentru cei ce realizează și cum se implică în, în, în comunitate. În schimb, la fel au fost și sunt, avem primari, spre exemplu, primărița de la sectorul 1, da, a venit o doamnă pe un anumit val de simpatie a populației din Franța, ulala, deja trebuia cel puțin Parisul să, să fie atins de, de fiecare locuitor al sectorului 1 și peste șase luni va, și opt luni va pleca acasă pentru că nu a reușit să facă absolut nimic pentru tot ce înseamnă comunitatea locală. Deci uh, dosarele nu sunt o Nu sunt și nu vor fiedică? fi niciodată, niciodată nu vor fi. Uh, uh, actele de corupție, dosarele de corupție, da. Uh, alea pot reprezenta un, uh, un, uh, un criteriu de moralitate. Dar ceea ce n-am înțeles noi niciodată este că și aici vă vorbește un penalist. Nu, pentru că știți foarte bine că în viața de zi cu zi sunt avocat, unul bun, unul cunoscut și un chiar foarte bun penalist. Tot ce înseamnă uh, principiul de nevenovăție, el trebuie respectat până la maxim. De ce vă spun asta? Iarăși vă dau un caz concret pe, pe zona din care vin eu. Am fost viceprimar în exercițiu uh, cu atribuții de primar și eu și cu colegul meu de la alt partid, care nu era la fel viceprimar, timp de un an și două, două luni de zile. Uh, Cristian Popescu Piedone cel care era primarul de fapt ales, era în executarea unei pedepse. Da? A fost condamnat inițial 8 ani și 6 luni la fond, într-un dosar în dosarul renumit de colectiv unei, eu am reprezentat-o pe patroana și firmei de artificii, după care a primit 4 ani și 6 luni în calea de atac la Curtea de Apel pentru același dosar legat de o autorizație. Da? El a fost condamnat, era în executare pedepsii, a fost încarcerat cum era și firesc. După care a venit în alta curte într-un recurs în casație și l-a achitat. Și el s-a întors după un an și două luni de zile, s-a întors înapoi în primărie. Problema se pune uh, uh, și oamenii l-au ales cu peste 50% și îl vor alege mai departe peste 50%. Deci, criteriul neapărat al unei probleme de natură penală nu poate constitui un impact vis-a-vis -vis de pregătirea profesională și bă, tot ce reprezintă un, un om ca manager, pentru că, atenție, sunt două lucruri diferite. Conduceți, după cum spuneam, acest partid, Partidul Schimbării, aveți un candidat la Bălți, domnul Grigorișin. Dom păi lui a participat la recepția dată anul acesta de ambasada Federației da. Ruse la <coughs> Chișinău atunci când se marca ziua națională a Federației Ruse, cum se explică acest fapt cu valorile europene despre care vorbiți cu condamnarea războiului din Ucraina? Da. Noi condamnăm războiul din Ucraina. Acest este un act de agresiune inacceptabil. În același timp, primarul Grigorișan, suspendat la moment din funcție pentru campania electorală, nu are luxul pe care îl au mulți alți candidați. Dumnealui este primar într-un oraș vorbitor de limbă rusă, unde șor nu a fost oprit, unde finanțarea este de milioane de euro, unde sunt astăzi cel puțin 5 candidați din partea lui Șor, cu tot cu doamna Sandu președinte și domnul Grosu speaker a Parlamentului și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dumnealui trebuie să țină echilibru. Și dumnealui a făcut un gest politic dumneavoastră nu mă întrebați ce a căutat domnul Grigorișan la recepția Statelor Unite de ziua Statelor Unite, așa e? Dumneavoastră vă interesează exclusiv partea cu Federația Rusă. Aici eu aș Pentru veni că cu un mesaj, eu știu Avem un stat agresor care a agresat vecinul. Dar, încă o dată, dumneavoastră îl vreți pe șor la bălți? Sau dumneavoastră vreți un uh, Grigorișan care este pragmatic și care încearcă să ține echilibru din considerente politice în primul rând? Soluțiile care par la Chișinău simple la bălți, în găgăuzia, în taraclie, sunt deloc simple. Și atunci când Șor face propagandă și îl face agent român sau mă face pe mine uh, uh, proiect satelit, pas, nu ai altceva decât să ții echilibru. Dumnealui n-a consultat această decizie cu mine. Dumnealui și-a asumat-o. Da, el, el înțelege cât de complicat a fost acea decizie. Am înțeles Dar în politică, voastră... în viața reală, noi nu trăim în societăți ideale. Și Moldova nu că nu e o societate ideală, este o societate măcenată de corupție și mediocritate. Și atunci, politicienii, de multe ori, sunt nevoiți să adopte decizii imperfecte. Domnule Popa, ați condus un partid anterior, alt partid, pe, <laughs> de, nu ăsta pe care îl da. reprezentați acum, Partidul Comunist Reformator, da. în 2014. Da. Aproape că a intrat în Parlament la alegerile da, -a parlamentare. noaptea și, da. A luat aproape 5%, iar pragul nu, a luat era 10 6%, Dar până dimineața au rămas numai 5%. Atunci ați fost acuzat că partidul a fost făcut chiar înainte alegerilor pentru a fura voturi de la Partidul Comuniștilor, pentru că uh, avea practic aceeași denumire, PCRM, o siglă asemănătoare. Pe cere, pe pe cere au fost, nu pe Cirea. Și uh, Vladimir Voronin va acuza atunci că Plahotniuk va a plătit uh -huh. ca să furați voturi de la ei. Смотрите, ТЭЦ, и Дудон, и Воронин, и Марткачук, и ТЭЦ мне сказали, что я получил деньги от плохих и я сделал партию специально для мы видим видео с другими людьми, которые получают деньги, но не я. Понимаете, что это? Кто-то получает деньги от плохих но говорит, что Da, dacă nu aveați acea denumire asemănătoare, credeți că luați aproape 5% de voturi? Da, da, pentru asta și... Uitați-vă, în partidul lui erau, pe atunci erau o grămadă de tineri, băieți, fete, tineri care cea de idee uh, reformă a reformerii comunismului, nu? Cel comunist de al lui Lenin, că de mai Alte chestii, da? uh, Nu nu, nu vorbim despre ideologie pură a comunismului. Uh, de altfel, America am s-a direct acolo. Uh, am înțeles. Și vreau să vă mai întreb aici, în declarația de avere de, nu arătați niciun venit, zero, zero, păi, Eu peste sunt tot. comunist natural, n-am nici casă, nici mașină, nici bani, nici, nici avere, Din nimic. taximetrie nu faceți bani deloc? Ta taximetrie e, e un lucru in, infernal, <laughs> cum vă spune. Asta e nu, nu e lucru, e foarte, e foarte greu. Pentru mine asta e un hobby.

Dar în 2022 n-ați no. obținut venituri deloc? N-am obținut pentru că din 2019 încoace eu m-am am învățat de psiholog, de astrologie și așa mai departe. Astea. Fiecare om trece prin o perioadă de astfel de lichidităță nervoasă, cum se spune, în viața lui. La mine a fost din 2019 până în 2023 ca tare domnule Ștefăniță, liderul partidului care va a desemnat în această... Nu el mai desemnat? Partidul care va desemnat. desemnat da, este, este colegial... domnul Eugen Nichiforciuc. Dumnealui da. a fost învinuit că ar fi încercat să cumpere deputați, să plătească cu 350.000 de euro pe regretata deputată Elena Bondarenco pentru a o convinge să treacă la Partidul Democrat condus atunci de Vladimir Plahotniuc. De ce ați ales această formațiune în acest context? ca să fiu sincer cu dumneavoastră, eu am, fă, am trecut în o vedere prin toate 76 de partide care sunt înregistrate la ASP. În nimeni nu am încredere. Absolut. Și în domnul Nichifurciuc aveți? Luăm persoana domnului Nichifurciuc, da? Noi trăim într-un sat mare, Republica Moldova, unde sunt diferite interpretări. Așa cum se interpreta în perioada, începând cu 2019 până la 2021, despre Ștefăniță care ar fi în buzunarul lui Plahotniuc. Ștefăniț care niciodată nu l-a văzut în față pe Plahotniuc. Da? De asta și ca jurist, pe lângă istorie, patrimoniu, ce aici fac, eu am făcut și studii juridice. Atât timp cât nu văd o hotărâre a instanței în care instanța a calificat infracțiunea și respectiv sunt probe că persoana a cei ce se incriminează acolo, atunci eu ca jurist vă spun că când voi vedea o hotărâre în eu voi crede dacă este un om corupt, da, sau a trecut strâmp în lege. Mm -hmm. ne -a, nu a respectat Aveți o Aveți în integritatea domnului Dar atât atunci. timp cât noi nu avem o hotărâre a instanței, ca om, așa cum discut cu dumneavoastră, eu vreau să spun, mi-am făcut o părere pozitivă. În dialog de câteva luni cu această persoană. În rest, în mass media, dacă analizăm inclusiv ziarul de gardă, a criticat o persoană că a votat nu știu cum acolo. Deci eu fac trimitere la un episod. Atunci când am votat eficiența energetică în CMC, eu am fost criticat de uh, socialiștii talibani. Atunci când votam cu. Uh, am înțeles. cu... Nu e vorba de critique, e vorba de vinovăție. La de noi procuratură. Se... Iată... am înțeles răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult. Uh, doamna Spătaru, vreau să vă întreb din ce resurse. Este finanțat Partidul ALDE. Noi din Partidul ALDE deja suntem mândri să vă declarăm că pe site-ul CEC. Aveți libertatea aș și tot cei care sunt interesați să vedeți din ce resurse și ce facem. De la bun început am povestit oamenilor chiar atunci când oamenii nu știau că sunt adet sub acoperire că uh, eu am făcut timp de 5-6 ani politică din surse minime, pentru că se poate din surse minime să faci politică în Republica Moldova. Doi la mână, la moment, dacă țineți minte evenimentul nostru de fundraising, primul eveniment transparent public, acolo unde colegii noștri din teritoriu, din echipă, candidații la Consiliul Municipal, candidații la primar, președinții organizații teritoriale au venit și și-au luat niște angajamente pe niște certificate de donații să doneze o sumă anumită din partea lor, din partea familiilor, pentru ALDE. Și eu i-am hrănit cu mare drag cu clătite. Din păcate, chiar dacă noi am avut și un comunicat de presă, presa, unii din colegii de administrație au reușit cumva să se informeze de pe telegram și nu din comunicatul nostru de presă. Iar acum, la moment, înainte de campanie, când am avut toate actele în regulă, pentru că noi am perfectat actele la ASP, pe urmă la bancă, așa cum se cuvine la toți agenții economici și partidii inclusiv, când am avut contul electoral, încetișor colegii noștri cu certificatele lor de donații, au venit, au donat conform declarației, așa cum se cuvine, banii ăștia au ajuns pe cont și încetișor am astupat toate găurile. Da, ne vine foarte greu, dar tuturor în Republica Moldova cum le vine Înțeles. foarte Vă greu. Vă întreb în contextul în care... Uh, Ilanșor v-a acuzat că ați primit de fapt mai mulți bani decât ați declarat uh, și dumneavoastră și Procuratura Anticorupție, ați primit bani de la el? Ați pornit partidul de fapt pe banii lui Ilanșor? Nu, a existat o tentativă de corupere, de cumpărare, de finanțare. Numiți-o cum vreți, dar a, aceasta a fost o tentativă în formă juridică ca să punem punct la toate speculațiile. O tentativă. De finanțare ilegală a unui partid. Tentativă. Ne-ați luat banii. Ce s-a întâmplat cu banii? banii. Eu banii nu am luat. Toți banii care mi-a trimis Șor, de exemplu, prin Nesterovski, eu i-am declarat statului printr-o procedură foarte interesantă și nouă pentru mine. Banii ăștia au fost documentați și diferiți statului și mă bucur foarte mult că acești bani au ajuns în bugetul de stat. În continuare, chiar când ați văzut aceste percheziții Chiar acestea um, extrageri de bani din oficiile Partidului renaștere, Șansa, această valiză cu bani, aceste carduri uh, prin care șor își finanța uh, candidații. Sau to Asta tot e rezultatul muncii noastre în echipă și rezultatul investigației în care am luat și eu parte. Iată de ce. Pot să vă asigur că în bugetul de stat au ajuns și mai mult de un milion și ceva de uh, dolari al lui Șor. Iar cei ce se referă la declarația lui Șor, banii lui Șor sunt sau în offshore lui, dar să nu uităm că sunteți banii din miliardul furat împreună cu Filat, cu Plahut, nu știu ceilalți. Sau îs uh, documentați de organele de stat abilitate. Da, uh, doar o precizare. Dacă nu vă îndemna dinu' plângău să mergeți la CNA și la procuratură nu vă duceați, ca așa am înțeles. Eu, și dumneavoastră eu mergeam porții. cu certitudine, doar că pentru... Probabil pentru care dintre noi este important atunci când uh, simt suportul, pentru că eu înțelegeam că mă angajez într-o luptă serioasă, nu pot scrie un denunț fără a oferi detalii, dovezi și atunci eu mi-am asumat să particip, să ajut organele abilitate să colecteze dovezi elocvente. Uh, mergeam, uh, doar că poate mai simțeam mai puțin sigur în, în forțele proprii. Pentru noi, oamenii uh, simpli, este foarte important să știi că ai un număr de încredere și ai cui să te plângi când mai dai de greu, pentru că nu este secret, a fost o anchetă complicată. Domnule Bulgac, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră susțineți integrarea europeană a Republicii Moldova. Mă întreb în contextul în care am văzut două afirmații ale dumneavoastră, mai exact ați spus că avem un acord de liber schimb care nu neapărat este în folosul nostru și a doua că cetățenii Republicii Moldova se mint singuri pe ei că țara face integrare europeană. Nu pentru că susțin integrarea Europeană, nu de asta și am făcut afirmațiile astea. Prima e tare ruptă din context, a doua, bun, putem să, să le, discutăm, nu avem nevoie de mai, mai mult decât de un minut ca să le discutăm. Eu cred că ceea ce se întâmplă azi în Republica Moldova nu e integrare europeană. Eu cred că noi nu pregătim astăzi Republica Moldova pentru că să construim aici o societate care să trăiască într-adevăr așa cum trăiesc oamenii la Barcelona, la Paris, la Berlin, la Londra sau oriunde vă doriți dumneavoastră să luați ca și exemplu. Horele mai sunt în piața mare adunări naționale nu înseamnă integrare europeană. Cerșitul care a fost donat la Palatul Republicii nu înseamnă integrare în Uniunea Europeană. Noi foarte clar și eu foarte clar în calitate de politician pronunț cu text deschis de fiecare dată Uniunea Europeană, România și NATO, lucru pe care guvernarea actuală nu îl face sunt tânăr de 23 de ani cu foarte mult prieteni psihotare, CUB e membru ALDE, a treilea partid ca și ponder în Parlamentul European, de eu cred că nu putem să fim învinuiți de fapt că nu suntem cu adevărat pro-europeni. Nu cred că e o cursă despre a demonstra care e ei mai pro-european, e o e chestie de viziune. Când am spus despre acordul de liber schimb, eu vin din antreprenoriat și înțeleg foarte clar cum faptul că el nu a fost negociat de guvernarea lui Filat atunci când el are astăzi efecte asupra, asupra modului în care funcționează economia Republicii Moldova. Și e timpul ca cetățenii din Moldova să înțeleagă că integrarea europeană nu înseamnă că am construit un Kaufland și nu înseamnă că ne-am strâns în piața mai rădăneri naționale să recităm poezii. Sunt niște lucruri mult mai tehnice, mult mai pragmatice, care trebuie să negociate foarte clar în interesul cetățenilor Republicii Moldova, dar calea spre România, Uniunea Europeană și NATO este irreversibilă, lucruri pe care sper că toată lumea o înțelege și lucruri pe care îl susțin cu ambele mâini. Domnule Poleanschi, ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acum vă doriți să ajungeți primar al Capitalei, dar vorbiți doar limba rusă, nu vorbiți limba română? Cum veți putea deveni un primar al tuturor în cazul în care nu vorbiți limba română? Смотрите, во-первых, я румынский язык понимаю, могу легко работать с документами, это не является проблемой. Действительно, я русскоязычный. Действительно, мой родной язык русский, и мне действительно как-то комфортнее говорить по-русски. И для Кишинева это вообще не является сложностью, потому что Кишинев, как любой город, он очень разный. Он разноязыковой, он разноликий, он разнокультурный. Здесь много культур, языков, как любой другой город. Вопрос языка не является вопросом проблемы города Кишинева. В Кишиневе жители города и румыноязычные, и русскоязычные, и украинскоязычные легко находят общий язык друг с другом. Язык является способом договориться людям между собой, способом решать проблемы. А, а, политики, зачастую, вам? а политики зачастую его используют именно для того, чтобы как раз разделить, использовать как-то вот людей какими-то группами. Поэтому для меня вообще не является вот проблемой ни в жизни ни в качестве кандидата, ни на посту мэра или советника, я думаю, что этот вопрос не будет являться проблемой. Главное, чтобы мы находили общий язык все между собой. Да, он функционар публик, требуется, или Да, и в принципе, я думаю, что если я буду сдавать экзамен как функционар публик, то я его сдам uh, Просто мне проще сейчас в данном случае говорить по-русски, я буду правильнее формулировать мысли и не буду, так скажем, делать те ошибки, которые будут даже вас обижать в силу того, что Макарти это вас мой... Вас не в румынах, а вы, да, да. Ну, <плылая> вот, 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 примерно вот так я бы ответил бы на этот вопрос. Вы знаете, видите, мы с вами разговариваем без проблем. Вы на румынском языке, я на русском языке. И это... Я, честно говоря, в городе Кишиневе ну, очень крайне редко вообще сталкивался с какими-то такими историями, связанными с языковыми проблемами между людьми. На уровне политиков такое часто звучит на уровне людей mm. очень редко такое в происходит. В публик, Да, и как бы я думаю, что все функционары публики знают. Вопрос... Лимба... В... Да, вопрос в чем заключается, что э, очень часто функционар публики, э, госслужащие, э, исключительно э, их превосходство является в том, что они знают э, государственный язык, а другие вещи зачастую у, у госслужащих как-то вообще не оцениваются. Это вот это неправильный подход. я напомню что в европейских странах есть госслужащие которые не знают национальные языки в соединенных штатах америки можно найти госслужащих которые говорят на испанском языке особенно в южных штатах есть штаты где не знают английский язык вообще так штатах америки то есть это не является проблемой вообще вот в в современных экономически развитых государствах. Язык – это способ найти, найти договориться, способ прийти к какому-то общему знаменателю, к какому-то общему решению. Вот что такое язык – это способ которым мы можем пользоваться. И мы им пользуемся достаточно успешно. И вы, и я, и все остальные жители Кишинева. Кишинев в этом отношении очень толерантен, очень открыт. Здесь у нас проблем национализма практически не существует. Политики пытаются разжигать это. И с одной стороны, и с другой стороны иногда. Но у них это, к счастью, почти не получается. Почти не получается. Домля Боля, в мае, древо, дако, Картелы, телефон, people. Cartelă, card bancar. Dacă aveți card bancar, people. People. Am cam card bancar salarial la Parlament. Vă întreb asta în contextul în care, iată, și procurorii au anunțat, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidului, inclusiv Partidul renaștere din care faceți parte, este vizat într-un dosar privind finanțarea ilegală, dacă nu mă înșel. Vă Vreau să vă întreb dacă sunteți finanțat de Pilanșor. lui, a recunoscut că finanțează niște partide aici în Moldova. Vă înșelați, în primul rând. Nu suntem vizați în dosare penale privind finanțarea partidului. Prima. Cu adevărat, s-au făcut vreo 10 zile în urmă percheziții la unii conducători a subdiviziunilor teritoriale din Nordul țării unde la cineva au găsit brânză de oi, da? la cineva au găsit alimente, cineva n-a servit o ceașcă de cafea dimineața și colegii i-au uh, invitat -o la o spăț, dacă vreți. Da? Percheziți la membrii formațiunii renaștere. Partidul Renaștere, mm -hmm. da. Dacă... Faceți uh, distincție între partidul naștere și celălalt partide, este bine, dacă nu faceți, este rău. Deci, are nu, vreo legătură partidul naștere cu Ilanșor? Nu are nicio legătură partidul naștere cu Ilanșor. De fiecare dată pe noi ne întreabă despre acest pe lucru, nu știu ce încearcă să găsească, dar niciodată nimic nu găsească. Din din fericire deci nu avem membrii fostului partid Șor în echipa noastră, nu avem nicio legătură cu Ilan din punctul ăsta de vedere. Există un alt partid care are conexiune da, la Ilan Asta da, dar sunt nu ne confundați cu celălalt partide. și carduri, people, am card de la Moldencom Bank, card salarial, alte carduri, people sau de alt gen nu Ați fost atunci într-o vizită în da, Israel, ați discutat cu Elon Șor. Da. Despre ce puteți să ne spuneți? Despre rezultatele campaniei din Găguzia. Uh -huh. Am fost împreună cu candidatul, uh, șeful, staful electoral, a cărui eram eu, și cu alt coleg de meu, Alexandru Suhadovski, împreună, în trei, noi am fost, mergem să discutăm referitor la rezultatele campaniei din Găgăuzia și ce facem mai departe cu Găguzia. Da, de ce cu Ilan trebuia să discutați? Da, știți care sunt rezultatele în Găgăuzea? Știm. Care Dar sunt? De care ce sunt? cu Ilan Poftim? De ce cu Ilan trebuia să le discutați? Păi este, era la moment liderul partidului, a cărui candidat a câștigat în Găgăuzea. Cu cine credeți să discutați? Cu candidatul poate trebuia să câștigați discutați. Cu am discutat, da. <coughs> Și domnul Petrov contra candidatul care a ocupat locul 3, domnul pe care noi l-am susținut, astăzi este în echipa executivului din Găgăuzi. Și realizăm împreună cu el acel program și acele promisiuni care am venit în fața cetățenilor. Pot să mă repet asta de 100 de ori, dar eu înțeleg că... Da, de la asta și afirmând sale. că nu este nicio legătură cu el așa, adică nu știu dacă... Eu astăzi am venit la dumneavoastră. M-am întâlnit cu dumneavoastră. Păi sunteți invitat în calitate de da, candidat. indiferent. Au venit, venit și alți candidați cu venit și alți candidați să discute cu că avem o legătură cu dumneavoastră. Nici nu cunosc unii stați în acest ați mai fost în vizite și la Moscova? Da. Ce ați făcut ce? acolo? Cu cine ați discutat? Dacă puteți să ne spuneți. Da, asta e deja din, uh, face faci parte din uh, emisiune? Da, da, tot, în okay. continuare. Mai mult persoană. Da, nu puteți să ne spuneți și cine? Deputați, mă rog, uh, colegii mei, fost deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Un bun prieten de meu, uh, domnul Gheorghe Para, bunul la Sankt Petersburg. Am mm -hmm. discutat cu Secretarul general al adunării interparlamentare și domnul Kobitski. Mm. Și cu domnul ambasador al Federației Ruse v-ați întâlnit aici, recent. Da. Uh, înainte de a începe campania electorală, de asemenea, m-am întâlnit cu domnul. Okay. Okay. Cu domnul ați coordonat, Ce nu ați știu, coordonat ceva legat de campanie, dacă tot spuneți nu, că înainte de campanie. M-a întrebat uh, referitor la campanie, care ar fi electoratul care m-ar susține, da, sau tablou, portretul acestui electorat. M-a întrebat cum văd eu șansele altor contracandidați care sau persoane care ar putea să intre în această cursă. Deci, așa, nu știu, discuții general despre campanie. Am văzut în declarația de avere pe care ați depus-o la CEC faptul că nu indicați niciun venit și nici bani în conturi. Vreau să vă întreb din ce trăiește un avocat, un comentator politic și dacă ne puteți spune cât Am costau indicat. aparițiile publice ale unui comentator în perioada domnului Plahotnic și cât costă acum? Deci, activitatea mea este una, inclusiv, apropo, eu am activat și în perioada când dumneavoastră nu erați la ziarul de Gardă și anterior când era ziarul Accente, întrebați pe doamna Aneta cât mi-a putut idei pentru că interviurile din ziarul dumneavoastră. Nu mi-a putut nimic. Este o activitate obștească. Ca să știți o chestie, cei care apar pe sticlă sunt în două categorii. Sunt cei angajați care stau pe sticlă și îi vedeți acolo, care au emisiuni dedicate de obicei, nu, nu, e secret că ăștia au ore onoare Dar în lista invitaților, vă dau acum un secret din breasla asta de analiști, care vin la televiziune, o fac televiziunile. Deci pe mine, mai multe ori m-au invitat Jurnal TV și TV8 împreună luate decât Publica TV și asta. Pur și simplu, potriva mea a fost o campanie de calomnierii care dumneavoastră văd că v-ați abonat la ea, că eu aș fi fost angajatul lui că Eu n am niciun document semnat cu Placutnic, nici cu toți de presă. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Da, din ce trăiți, dacă nu ați declarat? am spus, bani? eu, apropo, veniturile mele sunt și peste hotare. Eu trăiesc în două țări, ca zic așa, Republica Moldova și România. Am colaborat cu avocați din România. Dar trebuie să le declarați de Trebuia să le declarați. În cazul când o de avocatură împătește chiria și mâncarea, n-ai ce declara acolo. Asta nu sunt venituri, nu primești bani de acolo de urnă, când, asta e de urnă care uneori se pătește pentru, exemplu, vă dau un exemplu, dacă a fost acum cazuri foarte multe cu ucrainieni în România. le-am le acordat pro bono. Adică, ce înseamnă pro bono? Când omul, de exemplu, în aeroportul Otopeni, am lucrat două luni zile voluntar. Și aeroportul Otopeni și ong uh, de care se ocupau cu ucraineni, au oferit cazare și mâncare. Unde se mai declară chestia asta? Domnule Butucel, candidați din partea partidului pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc. Vreau să vă întreb de ce ați acceptat uh, propunerea de a candida uh, din partea acestui partid, care uh, e condus de o persoană care nu acceptă, nu vine să, uh, 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 să se apere în fața justiției din no, Moldova, uh, nu, uh, cumva se ascunde în străinătate și nu vine fiind acuzat în mai multe dosare penale. No, domnul Gheorghe Cafcaliuc este... E disident politic, declarat de o eh, instituție internațională pentru că este per persecut politic cu dosare fa false, foarte multe. Asta o o, mm -hmm. o, o com, eh, instituție internațională a făcut lucrul ăsta. Și mm -hmm. de ce nu vine Moldova? Este persecutat politic cu dosare false. Înțeles. De ce nu vine Moldova să-și dovedească nevinovăția? E el tip apropiat el ar Asta vă spun cu siguranță. Și ați demonstrează că nu e vinovat și dumneavoastră îl cunoaște din partea și e el. Dar îmi cer scuze, am făcut o analiză la ziarul de gard, dumneavoastră nu un nici o prezentare de lui care a făcut ceva bun pentru Republica Moldova. Din ce cauză? Ce a făcut bun? Spuneți-ne Avea mulți proiecte sociale, de exemplu, bunici grijulii, copil școlarizat, copil protejat, care e ca de exemplu bunici grujulii, dimineața, în, în timpul când am aglomerat, avea organizat circulația pietonilor. Și din, nu din care motiv a fost oprit. Mai departe nu cunosc că nu eram la... Înțeles. Foarte mult sociali. deci nu aveți încredere în el și... Da, un, avem încredere în toată echipa, inclusiv și eu, stimă reciproc, un om foarte Bun. Să zic așa. Pur și simplu, mulți se din, din surse din bărfi.